Andrei Gag s-a numărat printre protagoniștii etapei finale a campionatelor naționale de atletism. Sportivul pregătit la CSU Suceava de antrenorul Ioan Zanfirache și-a asigurat titlul național în proba de aruncare a greutății cu un rezultat de 19 metri și 70 de centimetri, fiind urmat de vâlceanul Rareș Toader cu 19 metri și 57 de centimetri. Clubul sportiv universitar din Suceava a obținut a doua medalie de aur la competiția din capitală prin Lenuța Buruiană, care a câștigat proba feminină de aruncare a greutății cu 15 metri și 92 de centimetri. Atleții suceveni au obținut la concursul din capitală și două medalii de argint la tineret. Andreea Doroftei de la CSM Suceava și Dorin Andrei Rusu de la CSM Dorna Vatra Dornei au urcat pe a doua treaptă a podiumului în probele de 3000 de metri. Sportiva pregătită de Erzilia Țâmpău a parcurs distanța în 9 minute 37 de secunde și 99 de sutimi, iar atletul lui Cristian Prâzneac a înregistrat timpul de 8 minute 35 de secunde și 58 de sutimi.